Întrebarea 97. La ce se referă întrebuințarea personală a unui psalm? Răspuns: Întrebuințarea personală a unui psalm este felul în care acesta este aplicat în viața și în inima credincioșilor care sunt ucenici ai lui Isus. Psaltirea ar trebui să facă parte atât din cântările sau rugăciunile unui singur creștin, cât și din cele făcute în familii sau într-o închinare colectivă cu întreaga biserică. Cartea Psalmilor cuprinde me memonturi și îndrumări practice pentru creștinii din zilele noastre.